Bună ziua, vă spune Mihai Sinzichirilă din orașul Plovdiv, orașul bulgăresc Plovdiv. Iată, acesta este orașul bulgăresc Plovdiv, cel de-al doilea oraș ca mărime din țară, fostă capitală a Bulgariei, un oraș foarte frumos, aici unde mă aflu eu. Mă aflu la câțiva metri de vârful orașului Plovdiv, de statuia pe care o vedeți acolo. Cred că este un țar bulgar, încă n-am ajuns să văd cine este. Aici unde mă aflu eu este orașul antic. Sunt niște ruine romane. Bulgarii consideră că ăsta e unul dintre cele mai vechi orașe din Europa și s-ar putea să aibă dreptate. Orașul Plovdiv, un oraș frumos, un oraș cu multă cultură, fostă capitala a Bulgariei. Și dacă vă uitați cu atenție în acest oraș Plovdiv și în general dacă ați uitat în toate filmele pe care le-am făcut în zilele acestea, uitați-vă puțin pe cerul Bulgariei. Nu există nici urmă de chemtrailizare. De 3 zile de când sunt, na, 4-a zi de când mă aflu în Bulgaria, n-am văzut urmă de avion pe cer, n-am văzut urmă de chemtrail pe cer. Și nu pot să nu mă întreb, totuși, oare legile aviaticii în Bulgaria sunt după alte reguli decât cele din România? Sau noi în România suntem atât de proști cât lăsăm pe criminalii împotriva umanității care conduc lumea și care au reprezentanților în guvernul României să ne supună unui proces de genocidare prin chemtrailizare? Oare în Bulgaria deodată legile fizice sunt cu totul altele? Și avioanele care trec prin Bulgaria nu mai lasă urme? Sau ne aflăm în fața unei crime împotriva umanității pe care noi, România, o tolerăm ca proștii, fără să ne dăm seama? Vreau să vă gândiți la acest aspect, și anume la faptul că de 3 zile eu n-am văzut niciun chemtrail pe cerul bulgăresc și ar putea fi ca explicație faptul că bulgarii nu permit așa ceva. Foarte multe natură, foarte multe construcții de piatră, foarte multă istorie, foarte multă cultură ortodoxă în această frumoasă țară vecină noastră. Iată încă o imagine panoramică a orașului Plovdiv, pe care vi-l recomand să veniți să-l vizitați dacă aveți plăcerea. Nu costă foarte mult, nici cazarea, nici masa. Și dacă aveți o mașină bună, eu cu o mașină obișnuită am ajuns până aici, cu o mașină performantă nu aveți nicio problemă. Deci acesta este Plovdiv, un oraș superb, un oraș curat. Ia uitați cât de departe se întinde în partea aceea, peisaje muntoase, o țară frumoasă. O țară frumoasă, vecina noastră Bulgaria, o țară cu multă cultură și cu mult respect față de propriile tradiții din partea bulgarilor. Vă las cu această întrebare și rămân cu această întrebare: oare cum se face că în România există atât de multă chemtrailizare non-stop, iar în Bulgaria de câteva zile n-am văzut nicio urmă de astfel de fenomen? Oare nu cumva noi permitem unui guvern care este pur și simplu reprezentantul forțelor de ocupație din România să ne extermine, să ne genocideze, să ne distrugă viețile? Nu cumva noi le permitem acest lucru în mod inconștient pentru noi, fără să ne pese de consecințele acestui fapt? Eu zic că da. Eu zic că da și că ar trebui să înțelegem că toate aceste discursuri pe care le-am tot ținut de-a lungul timpului
despre chemtrailizare, despre toate lucrurile acestea, se vede că sunt adevărate, pentru că nu este posibil ca chemtrailizarea să lucreze numai într-o anumită țară și să nu lucreze în altă. Înseamnă că acolo guvernul în țara respectivă și-a făcut datoria față de cetățenii lui și nu i-a lăsat pe mâna criminalilor, care schimbă clima și distrug clima prin intermediul avioanelor. Dacă se aude în fundal un sunet, să știți că acest sunet este făcut de greieri din Bulgaria, care sunt extraordinari, sunt foarte vocali, după cum i-au zis, cred, și sunt fenomenali. Da, un gând bun din Plovdiv și ne revedem cu ale noastre când va da Dumnezeu să ajungem în țară și să ne reluăm lupta noastră pentru adevăr, pentru dreapta credință, pentru poporul nostru, care trebuie să lupte și el, ca și cei din vecini, pentru supraviețuirea sa ca neam și pentru demnitatea națională. Doamne ajută!